Da, dragilor, continuăm cu chestiunea acestea frumoase. Ne-au provocat Darius cu niște găsiții teribile. Așa că urmăriți... uitați, oarecând o fracție Daria, dar de și cu toți cei care se prezint, când fracția asta 5 supra 3x plus 1 e număr natural. Când credeți voi că fracția asta 5 supra 3x plus 1 e număr natural? Pentru că, iată, când este număr natural? 5 supra 3x plus 1. Adică când se împarte exact? 5? La cine se împarte exact? Doar dacă faci... Cine să fie asta? Linia de fracții, Davide, este împărțire. Știm asta, o, da. Așa. 5 la cine se împarte? La 5, la 5, pe la 25. Mă, cum se face? La 2,5. Nu, numai la 5 la 1. Păi 5 se împarte la 5 și la 1, nu? Și la 2,5. Nu, nu. Natural. Natural. Deci, atenție, 5 se împartă la cine? Ca să rămână după împărțire, număr natural. La 5 și la 1, nu? Deci de aici înseamnă ca în varianta. O dată, 3x plus 1 să fie egal cu 5, da? Sau 3x plus 1 să fie egal cu, cu cât? 1. 3x plus 1 să fie egal cu 5, 3x plus 1 egal cu 1. Ce rezultă de aici? Din 3x plus 1 egal cu 5. Cât este, Davide? Stați, nici n-am scris. Păi, hai. Așa. Deci de aici 3x egal cu 4, ceea ce ar însemna echivalent că x-ul este cineva 3 ori cât să facă 4? Nimic. Natural. Deci x nu aparține lui el. Îmi pare foarte rău. Din partea asta. Ia să vedem în varianta a doua. 3x plus 1 egal cu 1. 3x egal cu 0, deci x egal cu 0. Deci de rezultă că 3x egal cu 0. Și de aici rezultă că x egal cu 0. Da? X egal cu 0. Asta e bun, deștept ăsta. Singurul deștept. Singur, da? Da. Singurul deștept care îmi permite este x egal cu 0. Pentru că 5 împărțit la 3 ori 0, 0 și cu 1, deci este bine, nu? Adică rămâne 5 împărțit la 1, număr natural. La întrebarea, cine sunt acei x pe care dacă înlocuiesc aici, fracția asta să fie natural? Cine sunt acei x? Răspunsul, doar 0. Doar 0. Niciun alt x nu mai merge. Că dacă am fi mers noi prin încercări și să dăm 0, 1, 2, 3, nu termina niciodată găsiți ăsta. Dar așa e atât de deșteaptă chestia în momentul ăsta, încât sunt încântat. Noi am procedat așa, am zis, hai să nu luăm pe încercări. 1, 2, 3, 0, 1. Și n-avea niciun motiv să ne oprim undeva. Tot atonam și mergea prost. Hai să mai luăm încă unul. Te rog, Davide, acum cum mă conduci tu, 27 supra 2x plus 1 să fie număr natural. Când 27 supra 2x plus 1 e număr natural? Îl fac 3 ori, nu, 2 ori x plus 1 egal cu 27. 27 odată, da? Deci, adică să scriem toți divizorii lui 27. Adică hai să scriem divizorii lui 27. Hai să-i luăm pe toți, să-i avem la mână. 1, 3, 9, 27. Deci 1, 3, 9, 1, 3, 9, 27. Dar am pronunțat cuvântul divizor. Adică la cine se împarte exact 27? Deci e vorba de numele 1, 3, 9 și 27, da? Și atunci, pe rând, 2x plus 1 este câteodată? 2x plus 1 egal cu 1. Deci luăm pe rând, măturăm pe toate. 2x plus 1 egal cu 1 rezultă x egal cu cine? 2x. 2x egal aici cu... cine? Mă ajută, Daria? 2x egal cu... A, 2x este egal cu 0. Corect. Și nu se poate. Deci 2x egal cu 0 poate, nu se poate, Daria. A, ba da. 2 ori da, cât se facă da. 0? De 0. Deci de aici rezultă că x egal cu 0. 0 și apoi 2x egal cu 2. 2x plus 1 egal cu... Cu 3 minus 1. Cu 3. Luăm așa pe lângă, da, să vadă tot omul. 2x plus 1 egal... 2x egal cu 2.
Deci 2x egal cu 2. Și atunci rezultă că x egal cu 1. Și? Și apoi 2x plus 8. 2x plus 1 se facă? Da, egal 9. 9, rezultă 2x egal cu 8. Și x egal cu 4. Și apoi 2x plus 1 egal cu 27. Da. 2x egal cu 26, x egal cu 12. 26. Și x egal cu? 13. Atenție. 13. 13, da. Și toți x-ii care fac fracția asta fericită sunt 0, 1, 4 și 13. Aștia sunt x-ii pe care le oprim. Și acum dăm eu un ghișiț următor, să vedeți. N plus 5 supra N plus 4. Ia să vedeți. Stai să ne zis cerința. Arătați că următoarele fracții sunt ireductibile. N plus 5 supra 4. N plus 5 4. Supra? N plus 4. N plus 4. N plus 4 și N plus 5 sunt numere consecutive. Asta înseamnă... Salut, eu nu salut. Eu nu... Dacă pot să intre un pic, nu știu ce a făcut eu și nu mai reușesc să transmit direct. Da. Da. Gata, mulțumesc frumos. Bun, salut, salut. Deci, ce ne să înlocuim noi aici? Care ar fi consecutiv și foarte tare. Deci, ea observă că N plus 5 și N plus 4 sunt consecutive. Și asta înseamnă că nu se poate. Și numerele sunt consecutive. Numerele sunt consecutive. Și dacă sunt consecutive, nu se poate simplifica niciodată. 3 pe 7, 5 pe 8. Dar mai tare să facem. Dar ea, mai tare să facem. Este bine observația, e corectă observația ta. Dar am să scriu așa. Pe 5 am să scriu ca 4 plus 1. Bine, N plus 4 plus 1, Davide, supra N plus 4. Și acum îmi imaginez două fracții. Și ăla e cu 1. Da, așa. Deci vine N plus 4 supra N plus 4 plus 1 supra N plus 4. Dar N plus 4 supra N plus 4 face 1. E unitară. Face 1 plus 1 supra N plus 4. Și atunci N plus 4 trebuie să fie un divizor al lui 1. Și care e divizorul lui 1? 1. Deci de aici rezultă că N plus 4 este egal cu 1. Și aici mă conduc și la N. Păi N, un număr natural și cu 4 să fac 1? Fals. Deci nu există niciun număr. Asta înseamnă că niciodată nu mai poate fi fracția asta reductibilă. Este din capul locului ireductibilă. Da? Păi asta zice aici, dați că următoarele fracții nu sunt reductibile. Nu sunt reductibile. Alt exemplu, altă ești. 3N. Cum? 3N? Da. Cum? 3N plus 10. 3N supra 3N plus 10. Nu, 3N plus 10. 3n plus 10 supra n plus 3. N plus 3. Domnul profesor, vă spărați dacă le-au pe păulică, că o să mică adic nu poate să vină. Da, 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 da. Bun. Suflet, mulțumesc. Cu drag. Deci 3n plus 10 vedem supra bine, da? N plus 3. Bine. Da, da. Vine să sunați, s-ar putea să nu fiu în capul. Da? Da. Bine. În seară mă sunați să vedem dacă apare o problemă, că nu bine, sunt. Bine, că nici eu n-am știut acum că vine de aia. Am înțeles. Deci 3N plus 10 supra N plus 3. Adică mai indiferent ce ne punem aici, nu va simplifica niciodată. Da. Din ce motiv? Ce? Același motiv? Ce e același? Din... Ai văzut o șmecherie? Hai mă încearcă acolo. Deci, indiferent ce ne înlocuim aici, totdeauna, totdeauna va fi rău. Nu, nu ne mai gândim la asta, acolo, atenție, ea, Daria își amintește de poanta lui Davide, în loc de N, 3 de N legați. Da? Își amintește de chestia asta. Bun. Și voi mă ajutați să-mi se poate. Mă ajutați.
La 3 de... Visăm. Deci că ajut... Nu mai trageți de timp. Băi, dar voi un pic. Că așa spune asta, visă asta, trageți de timp. Da, așa este. Dar acum am să visez frumos. Zice așa, a rezolva o problemă de matematică este asemănător cu situația uneia care mergând pe o arșiță toridă și având asupra lui o porț de pâine uscat, se oprește la umbra unei rechiți, unde era și o fântână, scoate o ciutură de apă, o căldare de apă, cum se zice, și mușcând din porțul de pâine uscat, îi spune, dacă aș avea niște ouă, mi-aș face niște șuncă cu ouă dacă aș avea niște... Nu, dacă aș avea niște șuncă, mi-aș face niște ouă cu șuncă dacă aș avea niște ouă. Deci, el având asupra lui doar porțul de pâine uscat, visa la șuncă și la ouă, făcând mai gustos colțul acela de pâine, luându-l cu cană de apă. Iată, eu aici visez. Dacă aș reuși să așez la numărător ceva cu n plus 3, visez așa. Ce bine ar fi să am n plus 3 plus altceva, tot cu n plus 3. Și să pot simplifica sus, dar acolo e 3 de al din n. Păi să fie așa, 3 pe lângă n plus nu știu cine. Habar n-am. Ba nu, că cât ori 3, cât ori 3 se dea de 10. Deci 3 ori cât, dar nu, ce-mi rămân, spun, ce-mi rămâne, dar ea să-l pun aici. Și mama avea dreptate, dacă aici aș avea 3, 3 ori 3 ar face 9, și mi-ar rămâne dar un 1 aici. Simplifica. Da, și atunci se simplifică n plus 3 cu n plus 3, că visul meu este extraordinar. Exact. Șunca și ouăle au ieșit. Este extraordinar. Asta e matematica. Deci frumusețea. Adică pe 10 ăsta se rupă în două. Un 9 și un 1. Deci pe 10 rup în 9 și un 1, pentru că, veți vedea îndată, voi avea ce moment fericit. 3 n plus 9 plus 1 totul supra n plus 3. Iată că distribui acum pe n plus 3 și vine 3 n plus 9 supra n plus 3 și plus 1 supra n plus 3. Și iată că merge foarte bine. 3 pe lângă n plus 3, că dau pe 3 în factor comun aici, dar... Da. Și supra n plus 3 și vine plus 1 supra n plus 3 n plus 3 cu n plus 3 și rămâne 3 supra 3 plus 1 supra n plus 3. Și ar trebui că ăsta să se, 1 să se împartă la n plus 3. Deci ăsta ca să fie număr natural e obligatoriu ca n plus 3 să facă 1. Nu se poate. Și nu se poate niciodată. În final, fracția asta care a fost dată aici, 3 n plus 10 supra n plus 3, este ireductibilă. Că nu-ți găsim niște un n, ca să fii deștept, adunat cu 3 să facă 1. Ăsta e motivul pentru care se întâmplă asta. Darius, Davide, Darius, o să continui acasă, nu? Am făcut așa mare greșițile. Mai ai câte unul sau două? Nu, ultimul 7 plus 3. Îl faci și tu pe ăsta, după modelul șmecherii de aici, da? Da. Așa. Mergem bine și ne vedem mâine. Rămâne da, dar merge în continuare. Da, rămân în clasa 4-a. Că am pus și chestiuni care pot fi văzut. Da, da, da. Da? Mergem. La revedere, Sărona. Mai țineți pe Agusonic? Minte. Nu mai știu. Că la urcadă, că se iată, la gândit. Lasă, nu mai curcă. Da, era cu 34 ore. Și mulți, dar mai mulți. Da, da, da. Ar trebui să faceți voi o problemă, cum am dat așa ceva? Nu știu. Da, 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 am dat o problemă, am făcut, da? Deci, tema pentru acasă. Domn profesor, ne-a ajutat să facem din nou o problemă din aia referită la clasa aia cu 2000 milioane, 2
Da, 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 v-am dat-o, dar de aceea, David, iar n-a avut timp. Da. Ia spune-te, David. Am fost la bazin. Ai fost la bazin, da. Și ne-am spus să facem un exercițiu în același. Dacă voi ați pregătit ceva interesant, am înțeles că aveți mâine olimpiadă. Ai educați pentru olimpiadă, copii. Da. Ai zis că așa vreți. Niște probleme care vă interesează, pe la care v-ați oprit. Și, da, zicem... și o problemă din aia cu viteza și timpul, domnul profesor, că am văzut că se dă la olimpiada de anul trecut, la etapa locală. Hai să vedem. Da. Domn profesor, am găsit una. Te rog. Deci, puneți între cifrele 5, 4, 3, 2, 1, în această ordine. Semnele operațiilor aritmetice asta și nu. Eventual paranteze pentru a obține. Hai să spunem, nu s-a așa încântat nici un propui tot, dar... Exact. V-am găsit eu una, domn profesor. Care? Aflați cel mai mare număr natural, împărțit la 203, de un cât mai mic decât restul. Hai, da, îmi place. Asta da? Asta deci, da. Cum era? E 20. Aflați cel mai mare număr natural, adică a colegiul Emil. Da, nu vă uitați la rezultat. Împărțit la 203. Deci e egal. A împărțit la? Deci vă spun, deci, aflați cel mai mare număr natural care împărțit la 203. Deci împărțit la 203. De un cât mai mare decât restul. Mai mic decât restul. Câtul să fie? Mai mic decât restul. Cât ședeți de dă, nu? Și cât o să fie mai mic decât restul. Să vedem. Sigur că, dar la teorema părții cu restul, ne zicem. Deci, A egal cu... Ajută-mă, Davide. Păi da, deja, dar dacă ne gândim mai bine, deja îl știu. Da. A egal cu 203, ori câtul, plus restul, nu? Da. Asta e teorema părții cu rest. Da, domn profesor, că e 205, că practic nu pot să pun 204, că 204 împărțit la 3 e 1, rest 1, dar 205, 205 împărțit la 203 de 1, rest 2. 1? 1 și restul? 2. Și atunci ar fi. Dar cel mai mic sau cel mai mare a cerut? Deci aveați cel mai mare. Aia e poveste. Asta e altă poveste. Oh my God, ar fi o grămadă. Ei, da, 1 e. Nu, este 1 singur. Cum faceți dumneavoastră șmecheria aia? După ce să facem noi? 1 miliard 9. Da, nu, nu așa. Nu felicite. Nu, nu mărimea lui. Ce e important este să putem să sesizăm o... Păi restul cât poate fi copii? Teorema împărțirii cu rest. De aici așa pornim, asta e miezul. Păi restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul, adică trebuie să fie mai mic decât 203. Deci restul. Observații, foarte importante. Este și mai mic decât asta. Observații. Cea mai importantă. Asta e. Asta e miezul problemei. Corect. Că restul este mai mic decât împărțitorul, mai mic decât 203. Restul este mai mic decât 203. Aua! Atunci putem să spunem că A este egal cu 203 ori C plus 202. Sunt profesor, dar am o idee. E urmărit-o și pe Daria. Că știi, în momentul în care tu ai altă idee, eu nu mai pot gândi la lui Daria. Și invers, când tu ai o idee, urmărim pe a ta și pe urmă vine cu alta lui Daria. Da? Deci să ne disciplinăm ca să vedeți cât de frumos este când urmărim ideea uneia până la capăt. Deci Daria a spus așa. Ce ai spus tu, Daria? Că A este egal cu 200. Nu, nu. Ce rest ți-ai propus tu să iei? 202. Deci e egal cu 202. Atunci o să fie A egal cu 203. Și atunci A egal cu 203. Oricâtul. Oricâtul. Plus 202. 202. Despre cât, ce mai aveai tu? Ce idee aveai? Ce precizare ai avut de făcut de așa în englezițiu? Scrie sus, câtul mai mic decât? Așa, da, câtul mai mic decât. Restul mai mic decât. Nu, câtul mai mic? Câtul? Asta e de el, autor. A, da, câtul mai mic decât restul. Deci câtul cine poate să fie? 200 cât? Ca să-l aflăm și pe cel mai mare. A. 200 cât? 201. Da, deci înțeles că 201. Da, 201. E obligatoriu că vine de cel mai mare. Deci 200. Deci cum
câtul e mai mic decât restul, virgulă A egal cel mai mare, mare mă obligă, din asta două, mă obligă să mă opresc la câtul egal cu 200, cât ai strunt, Davide? 201, nu? Trebuie să calculăm cât face 201. Și acum calculăm A-ul. Aflăm pe A. A egal cu? 203. 203 ori 201 plus restul 202. Un calcul banal. Faceți înmulțirea cu interesat. 40.803. E și-a adunat cu 202? A, nu. Plus 202, da? 41.005. Deci 41.005 ai spus, da? Davide, nu cred că le-a greșit. Da, mie mi-a dat 40.903. Păi da, dar trebuie să fim cu 202. Da, și cu 202. Și ne dă același lucru. Și acum împărțim pe două. Gata, ăsta e numărul. Ăsta? Păi ce a zis? A, cel mai mare număr. Cel mai mare număr. Deci 4, 1, 0, 0, 5 împărțit la 200. Da? Ne dă un cât și un rest, având calitatea câtul să fie mai mic decât restul. Deci facem proba să vedem dacă așa stau lucrurile. Așa. Da. Ne dă împărțirea, ne dă 2005. 2005. Data-mi de naștere. Da? Dar împărțirea și restul câteodată? 200. S-a făcut împărțirea exact? Am văzut împărțirea. Nu puteam să dea. Am greșit. Era aici. Trebuie să dea un cât. Și știu ce cât trebuie să-mi dea. Obligatoriu, 200. A, ba nu, nu se poate. Că o să avem 1010, 1005 minus 1015. Deci întrebarea este dacă se face împărțirea exact. Nu, nu se face și nici nu se poate. Nici nu se poate? Da, înseamnă că am greșit, că vă răspunde aflați. Aflați numărul A, cel mai mare număr. Dar nu a dat bine. Așa arată aici. Da, dar câtul nu e mai mic decât restul. De ce mai dare ea? De ce? Pentru că ne dă 2005. Dar de fapt ne dă 200. Și apoi noi ne gândim cât ori 30 de la 5 și am pus 5. Dar 5 ori 3, 15, ținem minte 1, 5 ori 0, 0 și punem 1 și 5 ori 2, 10. Și atunci ne-ar da 1005 minus 1015 și nu se poate. Deci încă o dată, nu probează? Nu-i bine? Ei, cum să nu probeze, măi, copii? Păi mulțiți încă o dată 203 ori 201 și cu am 202. Am făcut 41.005 cu tot cu 202. Nu, că n-ai până. Cu tot cu 202. Da. Fără 202 e 40.803. Și de 40.000 sau 41.000? 41.000 după ce am modelat 202. Așa, și da. Dacă faceți proba, hai să vedem împreună. Deci, 41.005 împărțit la 203. Da. Păi prima dată ar intra cam de două ori 410 și ne-ar da 409 și apoi ne-ar da 91 egal și ne dă 1. Da. Îl coborâm pe 0, nu se poate împărți, punem 0. Îl coborâm pe celălalt 0, nu se poate împărți, punem alt 0. Păi de ce? De ce pe celălalt 0? Că am un 0 de coborât. Nu, am luat câte cifre? Păi da, punem un 0 acolo. Da, da, domn profesor. Și punem un 0 acolo. Și atunci coborâm pe 5. Și poți la 230. N-am împărțit noi. Păi ați mulțit greșit. Nu-i corect. Am împărțit. Păi nu dă 105 împărțit la 203. Păi 105 restul. Păi nu e adevărat. Ar merge de restul, 200 ar veni aici. Ok, haideți să facem din nou împărțirea. Faceți înmulțirea, 203 ori 201. Îți dă 203 plus 000 plus 406. Acum, Daniela, că nu văd ori. Să-ți la mine. Deci 203 ori 201. Nu, profesor, dar așa ne dă. Uitați.
faceți dumneavoastră dacă nu credeți. A, ba, nu, nu ne dă așa. S-a lucrat vârșit și culegerea. A, ba, nu, 40.803, da. Da, și mie 40.803, plus 200. Faceți și dumneavoastră, domn profesor, dacă nu credeți. Deci 203, a spus, da? 203 ori 201, da? Deci, 203. Eu nu mai zic 0 ori nu știu ce, mă duc deodată aici, copii, da? 2 ori 3, 6. 0, 4. Face 3, 0. 8, 0, 4. 40.803, da? Plus 202. 40.803 plus 200. Cine dă 3 plus 2, 5, 0 plus 0, 0, 8 plus 2, 10, 0 scriem 1, reținem, 40 plus 1, 41. Deci ne dă 41.005. Bun, hai să vedem la împărțire. 41.005 împărțit la 203. Trebuie să ne dea câtul 201. Domnul profesor, da, am ieșit la împărțire. De ce nu puneam 1, ce am pus 2? La împărțirea asta? Da, putem să punem și 1. Păi 2 în 410, ca 2 în 4, că 203 în 410, merge 2. 2 ori 3 fac 6, măi. Uite, vezi? Aici. Am greșit. 405 împărțit la 203. Da. Deci 2 ori 3, 6, 406 și rămâne cât aici? Da, 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 și rămâne 4. 4. Și ne dă 40. Merge 0, de 0 ori. 405, care nu merge. Merge de câte ori? De două. De două, odată merge. De ce odată? Că se poate două ori. Păi 2, 3, 6, 4, 6. Da, 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 da. Ah, deci 203. Și se rămâne 200. Da, și rămâne 201. 202. Nu, 202, da. Și ăsta este restul. N-avea cum să, să nu meargă. Undeva greșeam. Aici, cum reparați greșeala? Am greșit la împărțire, domnule. Păi vezi, vezi, vedeți. În momentul în care n-am mers, ne-am întors la mulțire, am zis că poate s-a greșit aici. Da. Nu s-a greșit aici. Am avut convingerea că nu s-a greșit. Atunci, ne întoarcem la împărțire. Proba, de ce trebuie să facem proba asta? Care credeți că a fost motivul? Păi, ca să ne corectăm. Ca da, să fim siguri că am lucrat corect. Da? Să... Dați cu mea mână, domnule. Domn profesor, eu am mână acum. Te rog. Este chiar superbă. Te rog. Stați două secunde doar. Îi plac foarte mult de Da, bine, bine, ne mă găsește, domn profesor, ia din alea cu fracții. Vă dați seama ce-am scăpat? Da. Am găsit. Da. Determină valoarea lui M din fracția. Doamne, ce mâncă e, domnule. Deci, găsiți. Determinați valoarea lui M din fracția 28 plus din fracția 28. 28 plus 8 ori, paranteză pătrată, M minus 8 împărțit la paranteză rotundă. M minus 8 împărțit la paranteză rotundă. 7 pe 4. 7 plus, așa, supra 4. Plus 3 pe 4. Plus 1 pe 2. 3 pe 2. 3 pe 2, da, mă spune. Plus 3 pe 2, da. Așa, 3 pe 2, închidem paranteza rotundă, împărțit la 3 pe 4 plus 3 pe 4 plus 1 pe 2. Închidem paranteza rotundă, închidem paranteza pătrată, egal cu 100. Dar rotunda unde am închis-o? Ai spus să o închid aici odată. Da, și o deschideți aici și o închideți aici. Așa. Bine. Da, și închid pe aia dreaptă, da? Închid pe aia dreaptă, da? Egal cu 100. Trebuie să-l găsim pe
Am o idee. Text modificat. Da, scrie text modificat, era mai grea, dar ți-am mai ușurat. Aș avea o idee. Deci, dacă... Hai să vedem și pe David. David, faci parantezele. Așa, măi, așa. Deci echivalent cu... Te rog să mă conduci tu, David. Echivalent 28 plus 8 ori paranteză pătrată minus 8 împărțit la paranteză rotundă. 7 pe 4 plus 3 pe 4 plus 3 pe 2 este egal cu 10 sus. Da. 13 pe... Bă, nu, nu. Ar trebui să... Aici ești îngăjit aici. 2 acolo. Ca asta n-ar numitorul 2. 4. N-am numitorul 4, da? Puteam să mulțim cu 2. Ne imaginăm așa. Deci era prim... 6 pe 4, așa. 6 pe 4, da. Și atunci nu cu 3 aveți, cu... pe... 16 pe 4, nu? Pe 4, da, pe 4. Da? Te numitorul cum? 16 împărțit la 16 supra 4 împărțit la... Împărțit la Davide. 3 cu 4 și le mulțumim și facem o magie, mulțim cu 2. Bun. Și ne va da... Atenție, facem o magie. Îmi place formula. Da, foarte frumos. Este excepțional. Facem o magie. Magii de acum se folosesc. Facem o magie și mulțim cu 2. Da? Foarte. Facem o magie și mulțim cu 2 ca să fie 4 jos. Da. Asta e magie. 3 plus 3, 6 cu 2. 6 și cu 2, 8. 8. 8 pe 4. Adică 8 pe 4 cât înseamnă? 8 pe 4 egal 2 pe 4. 2 pe 4, 8 pe 4, 8 împărțit la 4. 8 împărțit la 4. Unde am mulțit cu 4? Cu 2 am mulțit aici. Era 16 pe 8 8 împărțit la 4 câte? 8 împărțit la 4. 2. 16 împărțit la 4 câte? 4. 4, trebuie spus, da. Dar n-ai vrut să spui asta. Dar aici ți-am atras atenția. 8 împărțit la 4 egal cu 2 aici. Așa. Și închidem paranteza dreaptă. Egal cu 100, da? Echivalentul, te rog, Davide. Deja ușor. 28 plus 8 ori. Deci când e parte spunată, mă, minus 8 împărțit la... La 4. 16 împărțit la 4, am zis că e 4. La 2, da? 16 împărțit la 4 face 4. 1. Așa, închidem egal cu 100. Vă spun sigur, dă 1. Păi hai să facem. Echivalent cu? Și de 28 plus 8 ori paranteză pătrată m minus 1. M minus 1 are dreptate. Da. Deci cu 8 împărțit la 4 face 2, 2 împărțit la 2 face 1, m minus 1 cu 100. Da, echivalent. Așa, mă trebuie să scădem, facem... 200 minus 2, nu facem 8. 8? 8 ori pe paranteză rotundă. M minus 1. M minus 1 egal cu 100 minus 28. Zic, Daria, unde? Acolo, sus, 8 împărțit la 4. 8 împărțit la 4. Am, până la urmă, eu am avut 9 minus 32 pe 4. Deci 32. Că ai zis 16 aici, nu? Nu. Deci nu trebuie să trăiești. Deci am făcut acolo. Am făcut, practic, m-am venit la 8 pe 1. La 8 pe 1? Da, da. Da, dar ai făcut 8 pe 1, da? 8 pe 1 mulțit cu cine? Și tu ai luat așa 8 pe 1 mulțit cu? 4 pe 16. Pe 16. 4 pe 16, tu mergi, nu vrei să faci 16 împărțit la 4, te-am înțeles. Ori 1 pe 2, da? După ce știi cum se mulțumesc două fracții. Da. Și cât vine? Pe 4, 32 ori 2, 16 ori 2, care e de tot. Dar, dar nu s-a justificat efortul tău. Exact. Pentru că de data asta, ce spuneam, Daria? Urmărește puțin, Daria. Da. Ce spuneam? Nu ne plac fracțiile reductibile. 16 pe 4 este o fracție reductibilă. Se împarte pe 4. Se împarte pe 4 și face... Da. Și face 4 pe 4. Și face 4 pe 1. 4 pe 1. 16 cu acesta la 4, 4 pe 1. În final... Adică tot ce ai făcut tu este corect, dar ai fost un pic neatent la calculul ăsta. Că tot unul trebuia să dea. Ne întoarcem, să continuăm. Davide, 8 pe lângă... Zi. Pe 8
Păi zi, termin 100 minus 28 care va fi 8 ori. 8 ori. M minus 1. M minus 1 egal cu 72. Da. M minus 1 egal cu 72 împărțit la 8. M egal cu 9 plus 1. M egal cu 10. M egal cu 9 plus 1. M egal cu 10. Sunt profesor, vă dau o problemă, perfect. Acum, da? Ce caut? Deci caut. Deja am găsit. Bun, gata sunt. Cât costă 31.4 pixel? 1038. Hai să mai vedem Egheșițiu. Ce a fost aici? Ce a spus Egheșițiu ăsta? Parantezele. Lucruri, parantezele acelea, în care trebuie să facem magie. Foarte important. Când n-au același numitor, facem magia și le așezăm ca să fie același numitor, ca să putem face operația, da? Corect. Magician din Las Vegas. Da. Magicianul David, da. Da. Te rog, David. Davide. Hai, Davide. Pentru 3 stilouri și 4 pixuri s-au plătit 1038 de lei. Deci 3 stilouri plus 4 pixuri, 1038 lei. Cât costă fiecare obiect dacă cât costă fiecare obiect dacă două stilouri costă cât 5 pixuri? Două stilouri? Domn profesor, greșit cum a scris. De ce? Trebuia să scrieți 1380000. De cât ai zis tu? 1038? Nu. 100.038. A, mi-ai spus altceva. Mi-ai dictat altceva. Deci 100.000 ai zis, 38, da? Așa e bine acum? Da. Deci pe 3 stilouri și 4 pixuri se plătește... Domn profesor, ați greșit iarăși. De ce mă? Trebuia să scrieți, v-am zis, 1380000. Unde e problema ta? Dar nu știi să-mi cinci asta. 1038.000. Dar tu nu mi-ai spus așa, mi-ai spus 1038. 1038 mi-ai spus. Păi, trebuia să-mi întrebați. Ce faci, auzi? Eu știu că tu nu spui. Da, dar tu, eu știu că tu nu dictezi bine. Păi trebuie să mă întrebați, să fiu mereu sigur. Da. Deci, 34 pixuri costă... 1, 3, 8, 0, 0, 0. Nu mai citește numărul, hai să citești. 138.000. Iar 32 costă cât 5 pixuri, nu? Da. Rezolvați problema, nu vreau. Și tu trebuie să rezolvi. Nu neapărat. Deci, domn profesor, eu deja știu cât fac 9 pixuri și un stilou, ori tot 131. Wow, cât costă, fratele meu! Deci, 9 pixuri plus un stilou, 1131. 9 pixuri plus un stilou, ai zis tu? De ce? Pentru că m-am gândit că pot să fac... Taci, tu ai dat problema, eu o rezolv. Deci 2 stilouri egal 5 pixuri. M-am gândit să fac 2 stilouri, adică 5 pixuri. 5 pixuri plus un stilou plus 4 pixuri, adică 9 pixuri plus un stilou. Domn profesor, ce mai spune? Te-ai gândit aici să umblăm la 3 stilouri ca să fie 2 stilouri și un stilou. Da, adică 5 pixuri, 9 pixuri și un stilou care dă... Foarte tare! Deci atât Daria are o idee. Hai să o respectăm. Pentru că ea rupe pe aceste 3 stilouri în 2 stilouri și un stilou. Deci este echivalent aici cu 2 stilouri plus un stilou plus 4 pixuri este egal cu 138.000. Să știți că sunt mari. Iar 2 stilouri egal cu 5 pixuri. Pentru că în condițiile astea ea și-a făcut rost de 2 stilouri pe care le va înlocui cu 5 pixuri. Și iată... Domn profesor, eu deja am ajuns cât face un stilou. O secundă. Așteaptă-mă. Cât e un stilou? Un stilou și 9 pixuri, un stilou, da, bine. Da, și cu 9 pixuri costă 1138.000.
ce am pus acolo, 3 kg plus 4 fixuri, este egal cu tot așa. Și pe a doua am împărțit-o cu 3, adică 3 stilouri și 4 fixuri, ca să, și o să am 9 stilouri, care, 9... Deci, da, Darian, până acum avem rezultatul. Am transformat prima relație într-un stilou și 9 pixuri care costă atât, la care adăugăm 2 stilouri, egal cu 5 pixuri, da? Te rog, te rog, Davide. Zi, Davide, ai vrut să ridica mâna mai devreme și erai foarte agresiv așa cu mâna. Nu pot să fac 138.000 împărțit la 9. De ce să împarți la 9? Pentru că ai și un stilou aici. Ai, nu ai numai 9 pixuri. Ai și un stilou. Nu pot. Ești agățat că încă un stilou pentru suma totală. Deci, stați puțin. Deci eu practic acolo, în aia, am... am practic, deci, în aia... În prima relație. Eu am 2 stilouri, aproape 2 stilouri. Nu? Adică aproape, că am un 9 acolo. E? În loc de 10. Nu ne întoarcem înapoi. Da. Visăm. La șuncă și la ouă. Exact. Dacă aș avea 2 stilouri sus. Dacă aș avea 2 stilouri sus. Aș înlocui, 10. Aș înlocui pe cele 2 stilouri. Ce pixel, dar eu am. Atenție, atenție, uite, uite ce urmăresc eu. Visez, dacă aș avea sus 2 stilouri. Aș înlocui pe alea 2 stilouri cu 5 pixuri. Nu? Dar nu 9 pixuri. Să gândim relația asta. Altfel, toate să o vedem, de parcă am cumpărat nu un stilou, 2 stilouri și câte pixuri. Adică eu deja am peste 9 pixuri. 2 stilouri și 4 pixuri. Nu. Și 18 pixuri. Dar de ce? Mulțim toate relația aia cu 2 copii. Asta. De 2 ori. Ca deci egal. Poate asta de sus cu 2 ori. Ca să am egal la stilouri, să egalez numărul de stilouri. Ți amintești la metoda comparației? Asta era acum. Asta e, bă. Ca să facem 2, 2 stilouri, trebuie să mulțim toate egalitățile cu 2. M-am prins, după aia facem... Nu, lăsați. Echivalent. Deci, echivalent cu? Cu 2 stilouri plus 18 pixuri egal cu marea... 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 16, ții minte, 1, 6, 7, 2, 2700. Iar 2 stilouri costă cât 5 pixuri. Și acum facem 2 minus 2, care rămâne 0. Da. Și rămâne 18, nu, bă da, 18 minus 5. Ai zis conta că... Ce știai tu? Nu mai merge acum. 5 pe, ăsta e în dreapta. Acum gândim așa. În loc de 2 stilouri, punem 15 pixuri. Uite, relația a doua, Davide. 2 stilouri și 5 pixuri. 28 de pixuri este egal cu 276. Plus 18 pixuri. Da, de ce? Păi da, adică 28 de pixuri. 5 pixuri și cu 18? Da. 23 de pixuri. Deci, fii atent. Atenție, copii. Eu visam la ideea de a apare, ideea asta importantă, aceea de a apare în loc de un stilou, 2 stilouri. Pentru că știu că pe 2 stilouri dau cât pe cele 5 pixuri. Și atunci am gândit să mulțim totul cu 2. Da? Da, totul cu 2. Face pe calculator. Nu se poate pe calculator. Da, am mulțit totul cu 2 și atunci obținem, în loc de 2 stilouri punem 5 pixuri și zicem, David, hai te rog să mă conduci. Da, 5 pixuri plus 18 pixuri 276.000 echivalent că pe 23 de pixuri. 23 de pixuri egal cu 27 276 de mii.
De unde rezultă că pe un singur pix? Un pix egal cu 276.000 împărțit la 23. Wow, ne-am convenit. Ia să vedem. Păi odată intră 27. Da, odată. Odată, 27 minus 23, care este egal cu 4. 46, de două ori. De intră. Două ori, foarte bine. Și va fi 12.000. 12.000. Asta, atât costă un pix. Răspuns, un pix. Da? Un pix costă, cât am spus, 12.000. 12.000? Lei, da. Da. 12.000 lei. Astăzi mi se greșit. Erau de la Gucci? Ei, de pe timpurile... Așa cum da. Erau cu 3 zerouri acolo. Exact. Da. 12.000 lei. Cât costă un stilou? De la Gucci. Și cât costă? De la Gucci Cavani. Cât costă un stilou? Un stilou... Domn profesor, mă opri, ce trebuie să facem? Cred și sper. Ne ducem la prima relație. Putem să spunem că 200 lei. Sigur că da, 200 lei egal cu 5 ori. Da, 5 ori. Deci 200 lei este egal cu 5 ori. 12.000. Da, ori 12, practic, restul e 0. Da. Adică 200 lei este egal cu... Un stilou este egal cu 1000. Da, nu cred. Da? Egal cu 6.000, era cu 3.000. Da, domn profesor, 60.000. Și atunci un stilou este egal cu 30.000. 30.000, da? Am făcut un lei. 30.000 lei. Costă un stilou. Hai să mai vedem o dată problema, că am avut ceva greutăți. Hai să fim corecți. Pentru că... Unde a fost momentul cel mai frumos al exercițiului? Hai să-l datonăm. Azi luăm momente importante. Momente importante. Care sunt momentele importante? David, aș vrea să le enumeri tu. Deci momente importante. Am visat. Da. Importante. Unu. Am visat. Că am înlocuit, am visat că avem 22... Mai întâi aici. A, da. Al tău. Am descurcat. Da, pe 3 ies, la 2 ies pusesc. Da, adică... Da, 2 ies. Dar de ce le zici tu pe 3 ies, ca 2 ies pus un ies? Ca să... Adică am zis așa, pentru că mi-am ce prins să facem două stilouri, ce erau alea. Da, oricum. Și dacă două stilouri erau 15 pixuri, am gândit că... Poți afla cu tine un stilou? Nu poți deodată. Dar cert este că ai ușurat, ai aranjat într-o formă mai plăcută relația. Deci primul moment de inspirație al tău, acesta, că 3 ies să zici și ca 2 ies plus ies, motivul a fost că avem deja că 2 ies e cât 15 și ai condus bine. Înlocuim pe 2 ies cu 15, ți-a apărut un ies plus 9 pe, dar aici ai rămas blocată. Da? Deci în primul moment, acesta este 3S plus P plus 4P. L-am văzut ca fiind egal cu un S plus 2S plus P plus 4P. Și egal mai departe cu cine? Cu 1138.000. Iată că 2S avem pe egal cu 15. Și în final am ajuns la relația asta. Că S plus 9P egal cu 138.000 și că 2S, gata, nu vă jucați. 2S egal cu 15. Da? Hai. Da, bine. Hai să fii atent. Un păcat aici ca să nu prezi greșițul. Haideți. Du-te. Da, ca să fac mai... Vă chihăiți. Ca să fiți atenți. Deci ce era după 9? Deci, ies plus 9 cu... Pe 2 ies l-am locuit cu 15 și am ajuns la ies plus 9 cu egal cu 38.
Și trecem acum la al doilea moment important. Care este al doilea moment important, Davide? Nu știu. Bă, da, eram de convins că nu ești de aici. Am înmulțit cu 2, sigur că da. Faptul că am înmulțit cu 2 este momentul foarte tare. Da? Mulțim cu 2 și rezultă relația 2 ies plus 18 pe, dacă înmulțim cu 18 pe, egal cu 138, dar de ce am înmulțit cu 2 și n-am înmulțit cu 3, cu 5, am cu 7? Am cu 2 pe caz pentru a putea, adică noi având doar un S și nu ne putem să facem nimic. Am înmulțit cu 2 ca să avem mai mulți, că ne-am dat seama că putem avea. Avem nevoie de 2 S ca aveam relația 2 S egal cu 5 da, S. Vreau să o valorificăm. Vreau să avem numai pixuri. Așa, așa. Deci se putem valorifica, Davide, 2 S. Și de aceea mulțim cu 2. Dar atenție, când mulțim cu 2, mulțim de la un cap până la alta. Este important acest lucru. 2 S plus 18 pe egal cu dublu de aici. Deci, cu alte cuvinte, dacă pe un stilou și 9 pixuri dăm atât, pe 2 stilouri și 18 pixuri vom da dublu. De 2 ori mai mult. Da? Întrebarea asta în clasa a doua, a treia, se spune acum. Dacă pe un stilou și 9 pixuri dăm atât, pe 2 stilouri și 18 pixuri vom da dublu. De aceea mulțim cu 2 peste tot. Da? Și în clipa aceea când am pus pe 2S în evidență, iată că 2S știm că e egal cu 5P, din ăsta 2 a ieșit foarte bine. Aici așa nu s-a avut un moment de derută, că nu v-ați dat seama repede să înlocuiți pe 2S cu 5P și să ajungeți 15 și cu 18P să fie 23P, egal cu, nu știu cât aici? 276. Și trebuia să înlocuiesc 200. 76 de mii. 276 de mii. Da, copiii trebuie să mai lucrăm un pic la probleme de astea în comparație. Deși noi am exersat asta și noi ne-am luat de mână. Asta nu ar fi într-un fel o problemă prin comparație. Ba da. Ba da. E un alt gen, adică un alt mod. Este același gen de comparație. Dar ideea de comparație vine de acolo, ca să avem același lucru. Da. Da? Și rămâne partea a doua. Și voi aveți mecanică de sigur că da. Davide. Da. Ai vreo scuzare? Trei cămăși și patru, să spunem, jachete, costă, trei cămăși și patru jachete costă, nu pot da un număr la întâmplare. În minte, în culise, îmi fixez prețul cămășii și al rachetei. E greu să dai număr la întâmplare, că nu știu ce. Nu, dar nu merge problema pe urmă. Și nu cu fracții, cu în sfârșit minuni acolo. De aceea, ne închipuim cu o cămașă și am arătat și data trecută că în culise eu îmi iau deja numele acestea. O cămașă costă 50 de lei, nu? Să da, zicem. Ce mai genul ăsta? 50 de lei. Și o jachetă 65. Și o jachetă, cât? 65. Am zis și facem 3 ori 50, adică 150. Și atunci 3 ori 5, 3 ori 50, 150. 4 ori 65. Și avem 150. Plus 4 ori 65, 45, 20, 24. Da, 260. 260 este egal cu 410. 410, da. Da, deci 410. 3 cămăși și 4 jachete, 410. 2 cămăși și 7 jachete. Da, nu, nu dacă trebuie 2 cămăși egal. Asemănătoare. Și două, deci, profesor. 2 cămăși și 7 jachete. Da, nu ne dați la celălalt. Nu. Bă, da, altă lucrură. Deci 2 cămăși și 7 jachete. Adică o să avem cu 100 plus 7 ori 5, 35, 7 ori 6, 42, 455 plus 100, 555. Da? 555, da. Dar vede, eu n-am făcut calculul, dar sper că voi l-ați făcut, 2 ori 5, 100. Eu l-am făcut în
7 ori 5, 35, 7 ori 6, 42, urmărești, da? 45, da, eu am făcut bine. Da? 400? Da, da, da. 555. 555. A, păi asta e ușoară. Și acum cât costă o cămașă și costă o jachetă? Asta chiar e ușoară. Da, așa știu. Pe prima o mulțim cu 2, pe a doua cu 3. Pentru că nu putem să găsim niciuna. Ca să avem comparația, da? Deci pe prima o mulțim cu 2 și pe a doua cu 3. Și atunci o să am 6 C plus 8. Deci prima cu 2, dar de tot contorna. Cu 2 și pe cealaltă cu 3. 55 mai oprezi în E 55, dar oprește-o. Deja.